adoarme brazii. Se ridică un nor de întuneric ce liniștește pământul și răcorește aerul. Florile adună stele de apă spre dimineață. Prima rază de soare brăzdează orizontul și atinge pietrele de pe munte. Clopotul dimineții cheamă maicile la o nouă zi de slavă pentru Hristos. Frumusețea și peisajul naturii de la Agapia au atras aici încă de pe la mijlocul veacului trecut mulți scriitori, artiști și oameni de știință. În mănăstirea Agapia și-au petrecut vacanțele, vară după vară, ani în șir, scriitorii Barbu Ștefănescu de la Vrancea și Ion Luca Caragiale, care veneau aici în anturajul scriitorului Alexandru Vlahuță, care avea adăpostită la Agapia întreaga familie. Aici scriitorul avea o locuință, care astăzi este casa memorială. Cu o vechime de peste 150 de ani, poartă amintirea întregii familii Vlahuță. Legătura lui Vlahuță cu Agapia și în special cu această casă este foarte strânsă, pentru că ambii părinți se călugăresc, atât mama cât și tatăl. Tatăl va deveni monahul Nectarie, iar mai târziu va fi îngrijit la Agapia de către fiica lui, monahia Elisabeta, iar mama lui Vlahuță, la bătrânețe, se retrage și ea la Agapia, devenind călugăriță. De asemenea, și unul din frații lui Vlahuță, Mihail, va deveni mai târziu monahul Martarie, călugării la Neamț, și va trece foarte des pe la Agapia. Desigur că Vlahuță, retrăgându-se aici, motivul pentru care îl venea el în primul rând la Agapia era că îl atragea foarte mult familia. Aici era atât mama, tata și sora sa, venind și fratele, însă se retragea pe timp de vară pentru a scrie poezii, pentru a crea. Desigur că el nu venea singur. Din mărturiile care ne-au rămas, din jurnale, din însemnări, o bogată corespondență care se păstrează și în colecția mănăstirii, reiese că aici, de fapt, vara, se organizau adevărate cenacluri literare și nu numai. Pe lângă poeți și scriitori, aici se mai întâlneau și foarte mulți pictori, avocați, oameni politici. Maica Irina spunea despre blândul Vlahuță cine știe câte lacrimi și drame au auzit pereții acestei case, referindu-se în mod deosebit la perioada în care scriitorul suferea după despărțirea de soție. O impresionantă sărbătoare a avut loc în privorul acestei case în 1902, la care au luat parte mulți prieteni ai scriitorului. Ea a fost prilejuită de centenarul tatălui său, monahul Nectarie Vlahuță. Nicolae Grigorescu a zugrăvit portretul bătrânului monah cu această ocazie. Tot atunci, Grigorescu a pictat un bust al fiicei scriitorului, Margareta. Mănăstirea Agapia a fost loc de creație artistică și pentru Mihai Eminescu, întovărășia marelui povestitor Ion Creangă. Vacanțe de vară nenumărate și pentru Bogdan Petricei cu HD-ul cu fiica sa Iulia, Gala Galaction sau Calistrat Hogaș. Poetul Duiliu Zamfirescu și Garabeti Brăileanu, care scrie la Agapia romanul Adela, iar Ionel Teodoreanu tot aici scrie trilogia sa La Medeleni. Între cele două războaie mondiale, cercul literar ieșean își strămutase vara sediul la Agapia. Aici se întâlneau mai toți scriitorii ieșeni de la Junimea și de la viața românească. Potecile Agapiei, căsuțele și chiliile sunt pline de artă și poezie. Versuri despre amintiri scumpe și cărți de o importantă valoare națională stau în rafturi ce miros a cerneală, în biblioteca mănăstirii Agapia.
Avem cărți în diferite domenii, deci nu strict teologic, din multe domenii, adică istorie, filologie, artă și, prin urmare, vin diverse persoane care, cu binecuvântarea Mitropolitului și a Magistarei, se pot să-și facă lucrări de cercetare. Biblioteca datează din secolul XIX, mărturii avem la episcopul Melchisedec Ștefănescu, care vorbește despre biblioteca Mănăstirii Agape de acel moment, deci prin anii 1970 cu aproximație, și la Bogdan Pircecu Hașdău. În prezent, activitatea Bibliotecii Mănăstirii Agape se desfășoară pe mai multe planuri, de exemplu, avem în vedere în mod deosebit trecerea în format electronic a cărților vechi, a colecției speciale, deci digitizarea lor, cercetarea documentelor pe care avem, de exemplu, documentele, fondul de documente istorice și manuscrisele și, bineînțeles, în mod deosebit acordăm o mare atenție conservării, pentru că este, într-adevăr, un fond foarte valoros și știm cu toții că cele mai valoroase fonduri de carte este concentrat în spațiul mănăstirilor. Tot aici, în Sfânta Mănăstire, găsim un muzeu cu mărturii sacre despre istorie și artă. În prima sală se păstrează icoane de secol XVIII, secol XIX și început de secol XX. S-a încercat reconstituirea unei catapetesme. Pe peretele din nord avem icoane care se găsesc în patrimoniul Mănăstirii Agapia, de asemenea, sfârșit de secol XVII, secol XVIII, secol XIX. Se găsesc, de asemenea, icoanele praznicare ale mănăstirii. A doua sală a muzeului este dedicată în întregime pictorului Nicolae Grigorescu, cel care a pictat Agapia. În această sală se găsesc portretele ale sfinților, dar sunt și tablouri pictate de către Grigorescu și, în special, multe chipuri ale membrilor familiei Vlahuță. Păduri de vară. Mirosul de fân coboară în vale din munte. Copaci înfipți în cer aud păsări ce-și fac cuib în inima mănăstirii. Sunt ucenicele noastre, spune o maică despre naripatele vesele, ce strigă odată cu clopotele. Satul de maici de la Agapia reașează lumea în înălțim. Pe cărări pietruite și oaze de iarbă în curțile mici și împletite cu flori, privești blândețea de maică. Frumusețea vine din curăția inimii și a trupului cruce. Ucide păcatul lumii lacrima de maică. Pridvoarele caselor supuse pogoară traiul duhovnicesc din nou pe pământ.
Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Eu am știut că a fost decret și toate mănăstirile au fost distruse, deci nu mai există maici și nu mai există călugări. Așa am știut eu. Și totuși în momentul când am venit la Sihăstrie prima dată și am văzut călugări, și mi s-a spus acolo că mai este mănăstirea Agapia și mănăstirea Văratic, mănăstirea de maici, a fost ceva cu totul nou pentru mine și ce m-a atras mai mult a fost biserica. Deci doream, încă din lume fiind, în viața civilă fiind, aș fi vrut cât mai mult să fiu lângă biserică. După călugărie, să nu aveți impresia că de-abia atunci au început să fie greutățile mai mari. De-abia atunci au început să fie cu adevărat să înțelegem noi că pentru Hristos trebuie să rabzi mult. Și Hristos a fost pentru noi un model de jertfă, deci pentru noi un model de... Așa ar trebui, așa se spune, că să nu fie viața grea. Deci luați sarcina mea că să fie ușoară, dar totuși Hristos a fost răstignit pe cruce și tot timpul noi trebuie să avem în față lucrul ăsta, că viața trebuie să fie împletită cu bucurii duhovnicești, dar totuși și cu suferință. O tânără care vine la mănăstire și eu, cred că și fiecare, indiferent de perioada în care vine, cred eu că fiecare își face niște idealuri sau, mă rog, niște imagini din viața călugărească, într-un fel sau în altul, dar fericit. Și nu cred că este chiar așa. Când vine la mănăstire o tânără, într-adevăr zic eu că la început trebuie să-i se pună la dispoziție biserica, oarecum nu ca să o încânte frumusețea bisericii sau așa, dar în primul rând să știe, să intre puțin în profunzime, chiar în tainele astea vieții bisericești, a vieții călugărești și după aceea să vadă greutatea, că altfel se desnătăjduiește. Era un părinte de la București, un preot de mir, care venea și făcea cu noi aici lecții de muzică. Și noi mai spuneam una, mai spuneam alta și părintele i-a spus, zice, maicilor, nu vă dați seama, deci din punctul dumneavoastră de vedere, numai văzându-vă cum vă închinați, numai văzându-vă cum vă rugați, cum mergeți la biserică și pentru noi este foarte mult. Deci, pilda cea mai vie este comportarea noastră, este viața noastră. Bine, este o deosebire între viața pusnicească, ceea ce făgăduim noi la călugărie, și viața monahală din mănăstire, de obște. Este o deosebire, că fiind în pustie, într-adevăr, poți trăi și fără biserică. Deci, și aceia totuși sunt legați și vin totuși din când în când la biserică, la mănăstire, să împărtășesc, deci țin legătura cu mănăstirea. Dar noi fiind mai ales în mănăstire, în viața de obște, pe noi biserica ne ține. Și-au făcut pravila. Maicile merg agale, de sus în jos, pe drumurile satului de rugăciune. Grădinile aduc florile verii cu gust de fructe. Aici, la marginea lumii, monahii ce înving ispita aduc odihnă în viețile celor ce aprind o lumânare sau se roagă la Agapia.
această lumină de care ochiul călătorului nu se mai satură, își petrece viața între ziduri, în ascultare și supunere. Hrisovul domnesc din anul 1803 preciza că maicile de la Agapia și Văratec să fie cu silință a lucra lucrul de mână. În 1910, din ordinul mitropolitului Pimen al Moldovei, s-au construit la etajul clădirii săli în care s-au redeschis atelierele cu diverse secții. În aceste ateliere de tradiție s-au executat de-a lungul anilor obiecte de mare valoare artistică, diferite broderii lucrate în fir de aur și argint, în stil clasic bizantin, covoare artistice și tricotaje, icoane de un mare rafinament, împletind armonia rugăciunii și ostenelii prin muncă. Astăzi, maicile practică aceleași ascultări în dragoste pentru haina monahală, îngrijesc mănăstirea, o iubesc și însuflețesc viața până la sfârșitul veacurilor. Am avut 70 de ani de când am venit și perioada de la început din copilărie mi s-a părut foarte frumoasă și plăcută, mai ales că aveam aici o mătușă și în cadrul ăsta de pădure, de aer și școala am făcut-o aici. Nu că acum tinerile sunt cu totul deosebite față de cele care le știu eu și cum era în perioada noastră, în timpul anilor din urmă, dar afară de răbdare și n-ai ce să le spui. Și de multă îngăduință din partea celor mai mari care ne primesc, care ne, să le încurajeze, să, pentru că nu e ușor ca să te desprinzi o viață din lume mai lejeră, mai liberă, mai, și să te dedici unei vieți mai austere sau să fii sub, tot timpul sub ascultare. Și după aceea la călugărie, când absolut te dedici și vieții de mănăstire și primești ca pe o viață nouă. Deci la călugărie este cea mai mare bucurie posibilă care poate să o aibă o viețuitoare de mănăstire sau un viețuitor. Pentru mine sperea că nu merg, nu calc pe pământ, parcă saltam. Sigur că asta, bucuria asta trebuie să stăpânească tot timpul, dar între timp să mai vezi și anumite neplăceri, dar pe care toate trebuie să le trecem cu ajutorul lui Dumnezeu. A doua biserică a mănăstirii Agapia, în care se săvârșesc în fiecare zi sfintele slujbe, este Biserica Adormirea Maicii Domnului, care mai are un al doilea hram, Sfânta Muceniță Varvara. În mijlocul caselor mănăstirești, în partea de miază zi a cetății, biserica este construită din lemn. Datează din secolul al XVIII-lea, de pe timpul călugărilor. A servit întotdeauna ca biserică bolniță. Are două hramuri, unul la 15 august, Adormirea Maicii Domnului, și unul închinat Sfintei Mare Mucenițe Varvara. Biserica este din secolul al XVIII-lea, la început a fost o biserică de lemn,
La mijlocul secolului al XIX, respectiv anul 1854, ea va fi renovată și restaurată integral de familia boierilor Miclescu, înea implicându-se vornicul Miclescu alături de surorile lui, două monahii călugărițe în Agapia, și va fi sfințită de mitropolitul Sofronie Miclescu. O a treia biserică se află în cimitirul mănăstirii. Biserica Sfântul Ioan Bogoslovul. Este din lemn, în formă de corabie. Fărăturile, foarte asemănătoare vechilor biserici de lemn din Moldova secolelor 16-18. Un rol foarte important l-a avut în viața mea părintele Cleopa. El mi-a pur și simplu, a fost cel care, datorită lui, m-am putut hotărâ. Într-o inspirație așa de moment, a spus să aleg ori căsătoria, ori mănăstirea. Așa să nu stau, că e greu, este foarte greu. Și eu m-am cercetat pe mine și am văzut că, într-adevăr, din astea două trebuie să aleg mănăstirea. Și vei mântui, Doamne, pe poporul Tău pentru Duhul Tău care sălășluiește întru dânsii. De aceea, mamă, luptați cât puteți să dobândiți darurile Duhului Sfânt, că viața asta e scurtă. Spunea părintele Cleopa, acela ce avea să îndrume maicile de la Agapia să le fie duhovnic și exemplu de dăruire. La Agapia, unde mama marelui duhovnic era călugărită sub numele de Agafia și unde părintele venea să o viziteze. Mănăstirea a fost binecuvântată cu mari părinți duhovnicești, cu viață sfântă. Veniamin Popescu, Vicentie Mălău, Antim Găină, Iftimie Tănase, Teodul Vărzare, Nicodim Mândiță, Cleopa Ilie și Paisie Olaru, marii duhovnici ai Sihăstriei, care au avut grijă de maicile Agapiei în grea perioadă a monahismului românesc. Vara, mănăstirea Agapia, cuprinsă în brațe de flori și frunze, dă cerului cântec de priveghere. Maicile blânde la suflet trimit în lume rugăciunea inimii, să ne țină treji și vii. Dumnezeu le dă bucurii și tot El le dă suferințe. Pentru că o maică suferă și se bucură în taină. Șoptit, îi spune Domnului cuvintele de lauda slujbelor ce ridică neamul la cer.